Lucrările la Arena Eroi Timișoarei, primul stadion construit în oraș după 60 de ani, avansează în ritm susținut. Fundația de la Peluza 2 Est a fost deja turnată și se efectuează lucrări de umplere. La Peluza Veste lucrează la turnarea fundației. La Tribuna 1 a început turnarea fundației, iar la Tribuna 2 se excavează și se lucrează la stabilizarea terenului prin realizarea coloanelor de piatră. Noul stadion este una din investițiile strategice ale orașului, așteptată de decenii de timișoreni. Mă bucur că facem progrese pe șantier și că în 2 ani aici se vor putea organiza meciuri sau concerte. Este un stadion pe care îl facem cu forțe proprii, exclusiv din banii din taxele și impozitele timișorenilor, spune primarul Dominic Friț. Stadionul de pe calea Buzieșului va fi de categoria 4, ceea ce va permite inclusiv organizarea de competiții internaționale. Capacitatea prevăzută este de peste 10.000 de locuri în tribune. Terenul va avea gazon natural și dotări ultramoderne. La parter vor fi vestiare, birouri, cabinet medical, punct de poliție, punct de prim ajutor, spații pentru testare antidoping, zona de încălzire și altele. La primul etaj vor fi lojele, oficii și alte spații, iar la cel de-al treilea etaj sunt prevăzute sistemul VAR și cabinetele pentru transmisii TV, cabine pentru presă, o zonă de lucru foto și altele. Pe o suprafață de aproape 53.000 de metri pătrați, primăria municipiului Timișoara va amenaja o parcare cu peste 430 de locuri, dar și o zonă verde tip parc cu acces liber, dotată cu mobilier urban, iluminat exterior și prevăzută cu echipamente de joacă pentru copii. Totodată vor fi amenajate drumuri de acces și căi pietonale, inclusiv o zonă de accesibilitate pietonală tip piață publică, la evacuarea din incinta stadionului. Costurile pentru noul stadion depășesc 123 milioane de lei și sunt alocate din bugetul local, iar termenul de execuție este de 2 ani și 3 luni.